într-un meci contând pentru etapa 25-a, penultima din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSM Deva a pierdut cu 23-21 la Știința București, după ce a condus la pauză cu 13-9. În urma acestui rezultat, devencele vor termina campionatul pe ultimul loc, indiferent de scorul din meciul următor cu Doria Bistrița. Conducerea clubului din Deva pare a fi renunțat și la ideea de a propune creșterea numărului de competitoare din primul eșalon de la 14-16, așa că după toate probabilitățile CSM va evolua în sezonul viitor în divizia A și aproape sigur cu un lot schimbat, nici viitorul băncii tehnice nefiind însă clar. Teoretic șanse sunt, dar la momentul ăsta eu personal, la ce se întâmplă și ce jucăm, mi-este jenă să mă duc să solicit convocarea Consiliului de Administrație și luarea unei decizii în favoarea numărului de 16 echipe, chiar dacă este agreat de mai mulți competitori sau mai multe cluburi, pentru că ce să facem cu atitudinea asta? Ce să facem? Să ne chinuim? Nu, domnul, ne organizăm în Liga a doua, o luăm de la capăt, ne facem echipă omogenă, cu caractere, cu tot ceea ce înseamnă un sportiv care vrea să facă performanță și care vrea să fie plătit ca și sportivii cu performanță. Că, cu părere de rău, ele nu sunt plătite ca și amatoarele, sunt plătite ca profesioniste. Și atunci, aici va fi o întrebare pe care eu o să le opun, să vedem ce răspund primesc. Absolut toată lumea este plătită ca și profesionist. Nu lucrează alte meserii, se antrenează și atât. Partida între CSM Deva și Gloria Bistrița se va disputa duminică 29 mai de la ora 18. Intrarea publicului la meciul din sala sporturilor din municipiul de ședință al județului Hunedoara fiind liberă.